acum, rege de... Regele Mihai, atunci pe timpuri, avea un cal la Jucu de Jos, la Hirghelia Jucu. Une îngrijitorii pe rând, dar eu l-am curățat și l-am îngrijit cel mai mult, îi dam de mâncare, îl spălam cu săpun și cu apă fiecare zi. Și dumnealui vinea de două ori pe an la noi, la cal vreau să zic, și la noi, la care îl îngrijem, ne aducea toate bunătățile, dulciul și bani și tot felii. Cum se numea calul? Crăciun. Calul Crăciun a fost. Ce impresie avea despre dumneavoastră și cum vă simțeați când venea? Noi ne simțea foarte bine, că ne strângea pe toți la oaltă și ne filma cu calul și îl călărem, îi ajutam să răsuie sus, îi puneam mâna jos și îl dam peste șaua sus, întotdeauna când vine. Și când mere, de multe ori ne pupa și să ducem păcat cu sufletul, că avea la Juc un copil bun de cal. Pe timpul rale atunci. Ce lume era acolo? Ce lume venea la curse? Oamenii din toate jucurile. De la toate jucurile. Și din toate apropierele veneau la Juc. Erau șetre și... Erau ca la târguri, la râgări. Că aici se făcea cursele și la tracțiune și de ăsta ni trapașii și erau la sâlcă. La sări la obstacole. Și dumneavoastră ce ați fost? Jocheu și îngrijitor? Îngrijitor și jocheu. Săreț! Călăreț! Tot. Ce trebuie dacă erau acolo? Așa că până aceea am țin și eu minte că vrăsta mea e înaintată. De pe timpul ale nu mai este nimeni, zic, numai eu.